Aș dori să încep cu Bogdan Georgescu, care tocmai a terminat trilogia Cât de departe suntem de peșterile din care am ieșit, o trilogie a educației, o invitație la dialog. Ultima parte a trilogiei este textul și spectacolul Malta Axis, despre care nu aș vrea să vă spun foarte multe lucruri, în schimb vreau să vă invit să-l vedeți, trebuie neapărat să-l vedeți. Este un spectacol incomod, așa l-aș descrie. A născut foarte multe reacții, foarte puternice, și este incomod pentru că este despre noi, despre fiecare dintre noi, nu este despre un celălalt fictiv. Eugen Jebeleanu ne-a propus textul Familii, care a și devenit spectacol al Teatrului Național Aristanca. Nu este un text, un spectacol despre familia tradițională, nu este nici despre familia modernă sau postmodernă sau care ar fi. Este un spectacol despre relațiile interumane. Este vorba despre relațiile din interiorul mai multor familii, din interiorul din societate. Nick Yu este un nume foarte important în domeniul artelor spectacolului. Este liderul mai multor structuri din China și ne-a propus textul Mulțimea, în care este vorba despre individ în mulțime, despre psihologia mulțimii și despre cum poate sau nu poate fi pervertit omul în funcție de regulile sociale la care se supune. Lord Beckemans ne-a propus textul O travă. După mult timp de la divorț, un bărbat și o femeie se întâlnesc la mormântul copilului lor. Pretextul este acela că în pământul mormântului este o travă. El trece peste moment, ea rămâne captivă în trecut. Cristina Clemente, cu textul Consiliul de Familie, este propunerea Luminiței Voina Răuț, care a și tradus acest text, și prezintă o familie organizată ca o multinațională, ca un stat, ca o democrație, în care se votează buget, există un președinte, există alegeri și, inevitabil, există și corupție.